venit la noi la poartă un bătrân frumos la chip. Și-a întrebat dacă se poate ca să fie găzduit. Casa noastră e deschisă, o bătrân străin și bun. Vino, stai cu noi la masă, că ești obosit de drum. După ce stătul la masă se închină evlavios și începu să povestească de nașterea lui Hristos. Noi de altfel ne uitară, privind către el uimit și cuvintele ascultarăm lângă-i noștri dragi părinți. Ne spunea că a fost odată de demult, tare de mult, un bătrân Crăciun anume, rău la inimă și crud. Și-ntr-o noapte la lui poartă cineva bătând ușor, ceru ca să-i găzduiască până dimineață în zori. Cu cuvinte de ocară către poartă alergând, văzut tânără fecioară și un bătrân cu chipul blând. Și voind el să-i vorbească, bătrânul ruga zicând că s-a împlinit să nască fecioarei pe pruncul sfânt. Într-un graj de oi și vite pe-amândoi să stea până în zorii zilei cu toiac i-amenința. Și-acolo născu fecioara pe Fiul lui Dumnezeu. Lângă oile și boii bătrânului celui rău, în iezle pe fânul rece Iisus pruncul privea. Cum boii veneau la dânsul și suflând îl încălzeau. Iar Maria, Maica Sfântă, sta mirându-se privind, cum boii recunoștință arătau spre-a lor stăpân. Dar deodată se văzură îngerii din cer veneau către acea umilă șură, la prunc și-l proslăveau. Și o stea frumos deasupra se lucind s-a arătat, iar trei magi într-înăuntru pruncului s-au închinat. Aur, smirnă și tămâie magii cu ei au adus și cu drag la așezară lângă iezlea lui Iisus. Și păstori de oi sosiră de prin văi și de prin munți, lui Iisus să-i se închine, de îngeri fiind vestit. Aceastea văzând bătrânul Crăciun cel rău și zgârcit, a înțeles și nestrăinii ce la grajdea găzduit. Și cu lacrimi de durere către iesle alergând, iertare începu a cere de la blândul său stăpân.
Și încă spunând acestea, bătrânul ce povestea, lacrimile Iuda fața și graiul îi tremura. Voind noi să ne mai spună de acolo ce a fost, el ne-a zis că o să mai vină și în următorii ani. Și mergând el către poartă, îi urmarăm toți tăcând, iar el arăta cu mâna către sat, așa grăind. Eu la toți în astă seară cu colindători am fost și le-am spus minune mare a nașterii lui Hristos. Eu la toți în seara asta cu colindători am fost și le-am spus minune mare.